Cei turiști au rămas blocați în zăpadă, în cerdacul văii cerbului pe traseul spre vârful Omu. Salvamontiștii din Bușteni au intervenit de urgență la fața locului pentru salvarea turiștilor care, din fericire, au fost recuperați fără a avea nevoie de îngrijiri medicale. Salvatorii trag încă o dată un semnal de alarmă pentru toți cei care se aventurează pe munte să fie echipați corespunzător, pentru că un traseu relativ ușor poate să devină extrem de periculos pentru cei nepregătiți.